Cei mai buni 24 de sportivi din lume au participat la concursul de sărituri în apă de la mare înălțime desfășurat în Irlanda de Nord. Campionul de anul trecut, românul Constantin Popovici, s-a clasat pe poziția a doua în etapa a patra a turneului. Etapele din circuitul Red Bull Cliff Diving se desfășoară în locuri exotice și pline de frumusețe naturală. Cei mai buni 24 de săritori de la mare înălțime din lume, la masculin și feminin, au sărit mai întâi în apele Atlanticului de pe celebrele stânci pe care se află legendarul castel Kinbane, unde s-au filmat unele dintre cele mai spectaculoase scene din serialul Urzeala Tronurilor. În manșele finale, sportivii au urcat pe platforma construită în portul din Ballycastle. La masculin, victoria i-a revenit britanicului Aidan Heslop, care a fost urmat de sportivul român Constantin Popovici. I think for me I had a bit of an advantage being a Brit. I'm used to these kind of conditions in the first place, but it's definitely a challenge. There's no way around it. I don't think it's experience. I think it's also that I love that adventure side of things and Următoarea etapă a circuitului mondial va avea loc pe 10 august la Oslo. Red Bull Cliff Diving este o competiție care se distinge prin faptul că sportivii sar în ape naturale de pe întreaga planetă, de la înălțimi de până la 30 de metri. Viteza cu care un sportiv intră în apă este de 80 de kilometri la oră. Doamnelor și domnilor, știrile WeSport se încheie aici. Noi vă mulțumim pentru că ați fost alături și vă dorim toate bune!